Bun găsit la o nouă prezentare despre fiecare acțiune are o semnificație. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Fiecare acțiune are un dublu caracter și o dublă semnificație. Ea poate fi corectă sau greșită, morală sau imorală, în funcție de motivele care stau la temelia ei. Printr-o repetare frecventă, o faptă greșită lasă în urmă o impresie profundă atât în mintea celui ce o face, cât și în mintea celor care se află în legătură cu el, indiferent dacă este vorba de domeniul spiritual sau obișnuit. Părinții și profesorii, care nu acordă nicio atenție gesturilor mărunte, dar greșite, pun temelia obiceiurilor rele în caracterele tinerilor.